Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Citesc o chestie de care aș fi putut spune, domnule, am rămas uimit. N-am rămas uimit, pentru că știu cum funcționează presa din România. Într-o emisiune trecută, ma chiar cea mai recentă, am discutat un pic despre presa de stat din România și catastrofa care dăinuie pe acolo. Presa de stat însemnând Ager Press, însemnând canalele Radio România, însemnând canalele TVR, Televiziunea Română. Nu insist, sunt niște găuri negre, uriașe, care colcăie de incompetență profesională pe banii dați obligatoriu de către noi toți. Nu-i fain? Ura! Extraordinar! Fantastic! Veți zice, domnule, nu-i nimic. Da, e rău, dar slavă Domnului, ne salvăm cu presa privată. Aia mainstream, nu mă refer încă. Ajung și acolo la jurnaliști independenți din online. Ca, de exemplu, ce vedeți dumneavoastră în clipa de față. Nu. Mă refer la presa privată mainstream. Și pornesc de la o știre care zice așa. E o investigație Libertatea și care ne spune că PNL a plătit site-ul Digi24, deci Digi24, care trece drept cel mai spălat canal de știri din România, ăla la care te mai poți uita, doar nu fi România TV sau Realitatea sau Antena 3 sau așa. Nu, Digi24. Ei bine, Digi24 ăsta, așa spălat și ferchezuit cum se pretinde a fi, a căpătat, a înșfăcat de la PNL 1.000.000 de euro într-un an pentru publicitate în articole nemarcate cu litera P, adică publicitate. Deci, au fost materiale propagandistice care s-au infiltrat ca, efectiv, materiale editoriale, ca și conținut editorial. Și chestia asta a fost făcută prin intermediul unei agenții de publicitate. Asta după ce tandemul Bodeciucă a ajuns în fruntea așa. Și ce v-am spus eu cu 1.000.000 de euro într-un an nici nu este foarte relevant, pentru că de fapt cifrele exacte sunt astea, țineți-vă bine. În general, pentru presa abonată, PNL a plătit 37,7 milioane de lei, adică 7 milioane de euro și jumătate, în intervalul ianuarie-octombrie 2023, pentru propagandă de presă, iar în anul 2022 suma a fost de 8 milioane de euro, adică 39,3 milioane de lei. Pe ce s-au dus acești bani? Îți pui întrebarea, pentru că televiziunile nu pot primi bani, în general televiziunile, și atunci partidele ce fac? Au găsit un subterfugiu. Televiziunile nu pot primi bani în afara campaniilor electorale. Și atunci primesc site-urile televiziunilor. Ca de exemplu, în cazul nostru, în speță, digi24.ro. Pentru că, dând bani site-urilor, partidele nu fac altceva decât să cumpere bunăvoința posturilor de televiziune. Și, desigur, și a site-urilor, de ce nu? Dar în special a televiziunilor. Ori, doar un singur post, Digi24, îl mai spălățel, a primit 1.000.000 de euro doar de la PNL în ultimele 12 luni calendaristice. Bun, ce învățăm din toată chestia asta? Păi învățăm așa, că de fapt manipularea, dezinformarea, politizarea nu se mai petrece cum era pe vremuri după 89 imediat și
Un pic după aceea, când presa era în principal presa de stat și aia era aservită, aia era monopolizată de partide și așa mai departe. Radio România, Televiziunea Română, Ager Press. Se întâmplă și asta în continuare, am văzut, dar alea și-au pierdut din relevanță. Nu mai urmărește mare parte a publicului aceste canale, în afară de Radio România Actualități, care mai ține standardul, dar și ăla cu povești și discuții și probleme. În rest, canalele radio ale Radio România sunt irelevante. Televiziunea Română este irelevantă în totalitate. Ager Press este irelevant în totalitate. Dar ele sunt finanțate în continuare din banii tuturor. Partidele s-au prins că pot cumpăra bunăvoința presei private, aia care contează de fapt. Cu banii tuturor de asemenea. Doar să vă dați seama atunci cam ce mai e libertatea presei în România. Sigur că e o chestie fundamentală aici pe care mulți nu o înțeleg. Presa, ca orice alt serviciu oferit publicului, depinde de bani. Depinde de bani. Și probabil la o adică, ăia de la Digi24 vă vor spune ce să facem. Altfel dispărem. Nu știu dacă e așa sau nu, probabil s-ar apărea astfel și cu certitudine presa depinde de bani, presa privată. Și aia de stat, numai că banii acolo vin automat, obligatoriu de la noi toți. Și atunci cu atât mai importantă devine activitatea jurnaliștilor independenți neafiliați din online. Numai că și ăia depind de bani. Că de aia s-au apucat de făcut jurnalism în online, pentru că vă dau exemplul meu, bună oară, dar am și alți colegi în online care au experiențe similare. Eu am lucrat în presa de stat la Radio România foarte mulți ani. Am văzut ce se întâmplă acolo, m-am lămurit. Nu mai vreau să comentez pentru că n-am lămâi suficiente. Sigur, acolo aveam un salariu asigurat de la stat. Nu. Nu, aia e meseria care trebuie făcută. Numai că jurnaliștii din online, vă vor spune, depind de publicul lor. Și noi în România nu avem o mentalitate corectă încă. Începem să o avem, dar încă n-am ajuns suficient de departe pentru a ne gândi că acești oameni lucrează, muncesc și e normal să fie plătiți dacă beneficiem de munca lor, jurnaliștii din online. Așa cum sunt plătiți jurnaliștii de la Digi24, vedeți de unde vin banii în parte, așa cum sunt plătiți jurnaliștii de la Televiziunea Română sau Radio România, de la noi toți, în mod obligatoriu. Aici, în online, discutam cu mai mulți colegi, foarte multă lume are impresia, bă, ok, n-au decât să muncească cât vor, e gratis. Da? Un serviciu gratuit. Și, într-adevăr, e gratis să accesezi YouTube-ul și să privești munca noastră, dar nu e normal ca asta să fie considerată o chestie ce se cuvine pur și simplu. N-au decât aia, fac ce vor, să-i plătească cine vrea. Asta nu e firesc, pentru că dacă se va merge în continuare pe această mentalitate, va dispărea și jurnalismul independent online încetul cu încetul și oamenii aceștia își vor găsi alte activități. Unii vor emigra, alții vor face aici altceva și numărul celor care practică încă jurnalismul independent se va restrânge. Păi și normal, nu? Și atunci va rămâne în continuare jurnalismul mainstream, ăla finanțat de partide sau de noi toți, că și finanțarea partidelor tot de către noi are loc. Deci, în mod forțat, noi finanțăm o presă neindependentă, că e vorba de cea privată sau de cea de stat. Apropo de Digi24, motivul principal al conflictului dintre domnul Prelipceanu și domnul Cristian Tudor Popescu a fost interviul scandalos luat de domnul Prelipceanu doamnei Firea, cu niște ani în urmă, nu foarte mulți, pe care eu l-am văzut și m-am oripilat văzând un interviu
despre care nu poți decât să spui așa nu. Este un model de jurnalism cum acesta nu se face. Un servilism, niște întrebări penibile lansate la fileu. Și i-a spus-o domnul Popescu, domnului Prelipceanu, asta a fost o rușine. Și de atunci încolo, relațiile de DG24 s-au făcut praf. Normal, nu? De-aia domnul Popescu s-a refugiat și dânsul în online. Și în scris la Republica și făcând emisiuni cu doamna Anca Simina pe Recorder. Recorder și el depinde, bineînțeles, de finanțarea privitorilor săi. De asta vă spun, dându-vă acest exemplu, că nu doar în România, în general, în Occident, lucrurile au început în presă să o ia în jos. În România cu atât mai scârbos, cu cât suntem aici și cu cât politicienii vor să dea buzna și să monopolizeze sursele de informare. Inclusiv pe cele private. Inclusiv pe cele care treceau drept spălățele de genul Digi24. Dacă primești 1 milion de euro într-un singur an de la un singur partid, înseamnă că e normal că nu faci fără mare vorbire de plagiatul lui Ciucă, de plagiatul lui Bode, de tot felul de alte chestii care țin doar de PNL. Da, mă mai pot spune și altele. Normal că alea ca teme nu există. Nu? Pentru că tăcerea ți-a fost cumpărată din banii tuturor, tu presă privată fiind. Pericolul este foarte mare și eu văd viitorul presei în această activitate de freelance, care poate să devină un model de cum se mai face presa cu condiția ca ea, activitatea asta, să fie susținută. Dacă publicul va considera că e o chestie care oricum se cuvine a fi făcută pentru că n-au decât să muncească, atunci va dispărea și chestia asta și va rămâne accesul la informație extrem de problematic, finanțat de mari interese politice, economice, de temirce natură. Eu cred că asta e un motiv mare de tot de îngrijorare apropo de libertatea presei, pentru că nu poate să fie o societate democratică pe lumea asta cu o presă cumpărată, o presă influențată, o presă intimidată, așa cum se întâmplă astăzi în România și nu numai. Cred că sunt motive de reflecție foarte serioase astea, pentru că libertatea de orice fel nu e un dat și nu e gratis. Chestia asta o spunea și Barack Obama de atâtea ori. Libertatea de orice fel nu e gratis. În unele cazuri se discută de bani, în altele de alte chestiuni, dar niciodată ea nu e implicită. Pur și simplu este. Fiindcă niște oameni, nu. Ea trebuie cultivată, libertatea asta, inclusiv libertatea presei, libertatea de opinie, libertatea de a critica, zi de zi, trebuie susținută. Dacă ne pasă să rămânem o societate liberă, o societate de democrație liberală de tip occidental. Dacă nu, măcar să știm ce vrem. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal, pentru faptul că îl susțineți prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers, informația de desubt. La fel îl puteți susține direcționând 3,5% din impozit ONG-ului de sub imagine. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Parcă v-am mai spus asta, nu mai țin minte. În tot cazul, mulțumesc pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine.